Așa cum e obiceiul la echipa Partidului Național Liberal din Roman, în fiecare an de sărbătorile de Crăciun, de sărbătorile de Paște, încercăm să facem, după posibilitățile noastre, o atenție ca să încercăm să vă îndulcim puțin aceste sărbători. Am pregătit și în acest an, cu ajutorul echipei, cu domnul primar Lucian Micu, domnii consilieri, domnul Beloiu, domnul Scutaru, domnul Leonard Achiriloae, domnul Bogdan Andrieș, mai sunt probabil și Pipol, Dana Păiuș, doamna viceprimar, Roxana Iorga, vedeți că echipa este în păr, echipa este alături, este unită și v-am vrut să vă aibă și pe dumneavoastră alături, astfel încât să vă transmitem un mesaj și verbal, și din suflet, dar și material. Pentru că este o vorbă, știți cum e dragostea, oricât de mare ar fi, trece și prin stomac. Și v-am pregătit atunci câteva bunătățuri, așa să zicem, într-un pachet în care există și dulce, adică și cozonac, și carne, și făină, și orez, și zahăr, și ulei, și vin. Am încercat și fructe, am încercat să facem un pachet consistent, să nu ne batem joc nici de dumneavoastră, nici de sărbători. Peste 100 de pachete vor fi distribuite astăzi, astfel încât să vă putem, așa cum spuneam, să bucura cât de cât. S-ar putea o parte dintre dumneavoastră, pe care o parte vă cunosc, vă știu, o parte știu că aveți copiii departe, o parte aveți copiii sau nepoții, și cu tristețe spun acest lucru, au uitat, dar noi n-am uitat și trăim într-o comunitate pe care am numit-o încă din 2008, Marea Familie Romașcană. Mă bucur că și o parte din adversarii noștri politici folosească această denumire și mă bucur. Înseamnă că profesorul a fost bun. Indiferent cât de slab e elevul, dacă îi repeți mereu, cunoștințele se prind. Totul depinde din tenacitatea profesorului. Și ne bucurăm că lucrurile bune se prind și de alții, dar iată că noi le și dovedim. Dincolo de vorbe, le dovedim prin fapte. Vă urăm tuturor sărbători fericite, vă urăm tuturor putere, sănătate, să vă fim mereu noi alături și dumneavoastră să ne fiți alături, pentru că două mâini arată frumos strânse când se întind una către cealaltă. Dacă numai una întinsă, rămână ca o ciungă în aer, ca în cerșit. Când se strâng amândouă, rămân ca într-o unire, bravo, foarte frumos, ca într-o unire, ca într-un sentiment înălțător și de solidaritate. Așa încât o să vă dăm astăzi aceste cadouri împreună cu domnul primar Lucian Micu, cu echipa de consilieri, cu doamna viceprimar. O să încercăm să fim operativi și conform listei noi am făcut niște înscrieri și trebuie să recunoaștem că am ținut cont și de factorii sociali. Acolo unde știm cu adevărat că sunt anumite probleme, adică n-am vrut să băgăm slădină în carne grasă, cum să zicem. Da? Cum se întâmplă acum cu salarii, alea care sunt mai mari fac și mai mari, alea care sunt mai mici rămân tu basul tot filo, precum cărușare. Noi am dorit acolo unde e nevoie, chiar acolo să sprijinim, să ajutăm. Și acest lucru am dorit să-l facem cu dumneavoastră astăzi. Vă urez sărbători fericite, Paște liniștit! Cu Hristos a înviat, mergem până la moarte și dincolo de moarte, cu o călcată în picioare și ne-a adus viața cea veșnică. Doamne ajută! Lucian, dacă vrei să transmiți și tu un mesaj, eu mă bucur că putem fi alături la aceste sărbători. Cred că avem 8 ani de acum, de când suntem împreună și pe de o parte suntem bucuroși că avem posibilitatea să venim în sprijinul dumneavoastră, pe de altă parte trebuie să facem mai mult astfel încât cazurile acestea sociale să fie cât mai reduse. Însă, ca de obicei, în preajma sărbătorilor, trebuie să păstrăm tradiția, să dăruim din ceea ce avem și celor care au mai puțin și de aceea bucuria noastră este și mai mare atunci când putem să vedem un zâmbet pe fețele dumneavoastră. Și eu vreau să vă urez sărbători cu bine, Paște fericit, liniștit alături de cei dragi dumneavoastră și să ne vedem cu bine după sărbători. Începem, da? Asta nu este în ordine alfabetică, este aleatorie, deci nu... Așa că ne-am Maria. Ne dăm numai. Așa că ne-am acolo ca să putem să-i
O luăm cu ordine de aici, din campă sau după listă? Aleatorie. Luăm pe listă, ca să putem să fie ușor. De exemplu, doamna aici, să zică? Da? Da. Pregătește pe copiul, doamna Mihalcuț. Uitați, sănătate, Doamne ajută. Să ziceți boda prostii. Așa, ca prostă creștini. Prin copiul i-am zis. Cine? Prin copiul i-am. Prin copiul i-am. Doamna noastră? Sescu Cristina. Doamne ajută. Cine? Este? Da. Spuneți prezent, dacă să fie. Prezent, spuneți. Nu este. Treci mai departe. Ciubotarul Mihai. Eu. Unde e domnul Ciubotarul Mihai? Așa, domnul Ciubotarul. Da. Acum e acum, domnul Ciubotarul. Acum e cu care speția, domnul Ciubotarul. Miron Sonia. Mulțumesc. Haideți, doamna Miron. Lucian. Da, nu, că telefonul e rău. Lucian Vasile. Călin Constantin. Sănătate și sărbători fericite la toată lumea. Doamne ajută! Sănătate! Cine? Cine ai spus? Lipșa. Lipșa Vasile. Domnul Lipșa. Sănătate și Doamne ajută! Călin Constantin. Mai departe. Asaf Teidănuț. Mai departe. Reluăm. Da. Fericică Viorica. Este. Hai, doamna Viorica. Mogo și Irinel. Să trăiești. Și Doamne ajută. Mogo și Irinel, da? Așa, da. Dogarul Gheorghiță. Da. Este? Nu. Vieru Elena. Vieru Elena. Gălățeanu Ana. Este doamna Gălățeanu? Hai, doamna. Lungu Răzvan. Sănătate. Dima Doru. Dar eu știți cum sunt ca la creștini, că e vorba de echipă. Boda prosti, ca să facem educația din voi, da? Bun. Alecu Ana. Alecu Ciuchi Iosif. Hai, domnul Iosif. Gata, ușor, ușor. Repede. Gata. Să trăiești? Hecher Eugenia. Cum? Hecher Eugenia. Alecu. Doamna Alecu. Au venit doamna Alecu, a venit. Da, doamna Alecu. Hecher de Eugenia. Nu, nu. Dar nu, dar nu avem ce face, așa e regula. Unii regulă, și unii legi în copilul. Da. Da. Te duci, mă, dai, ții loc. Cu cine? Alecu Ana. O la doamna, doamna Alecu, doamna Haiter. Doamna Haiter. Doamna Alecu, să mai rămâi un pic. Radar Georgeta. Cine? Radar. Botaș Lucreția. Da. Da, da, Botaș. Da. Ești, da? Să trăiești. Lungu Ștefan. Unde-i? Aici. A, uite-l cum vine, ca o boare. Încet, încet. Stanciu Lucica. Este? Este sărbător cu bine. Cum vă spune? Da. Șerban Elena. Da. Trăiești. Șerban Elena. Parcă m-au zis. Da, parcă m-au zis. S-au zis Șerban? Da, da, da. Bravo. Bravo, da. Leon Tăleruța. Unde ești? Și ei cu? Da. Leonte este? Doamna Leonte nu a putut care o să pună. Vedem la final. La final. Da. Davișcă Ecaterina. Da, haide. Haide, doamna. Anania Lucica. Da. Sunteți, da? Sărbător cu bine. Vindoiu Elena. Maftei Cristi. Abădănii Adrian. Vine cineva să ne dăm cine. Doamna? Anania. Da, sărbător. Da, sărbător cu bine. Vindoiu Elena. Cum? Dar de ce nu spuneți prezent? Am spus prezent. Da? Abădănii Adrian, da? Ca să știm că... Maftei Cristi. Revin. Auză! S-o auză de când vârf de deal. Este? Da, da, eu. Aici. Da. Zicea cineva din doiul? Din doiul? Da, da, da. Eu am din doiul, Elena. Rățoi Neru.
Da, a fost trăgeți. Marcan Maria. Este, da? La urmă, da. Ardeleanu Elena. Hai un pic, pentru? Din doiul Elena. Din doiul, da. În doiul, da. Da? Da, da. Bun, a fost. Ardeleanu Elena. Ardeleanu. Ciobanu Ioan. Căldăraru Silviu. Enea Victoria. Da. Da. Hai, doamna Victoria. Să trăiește, fii sănătoasă, să mă duc bine. Coman Nicu. Hai. Trăiești, doamna Nicu. Chiriac Angela. Trăiești, tot. Pârbu Adrian. Da. Bun, s-au văzut acasă. Da, da, este, este. Hai. Abuznăriței Elena. Cine? Iacob Maria. Până aici nu-i. A fost pigata sau nu? Nu, nu, nu. Știe Leo. Mai da, asta când ajunge Iacob. Niță Maria. Aici. Cine? Niță. Niță. Hai, încercăm. Cum a spus? O striga? Da. A bubnăriței? Da, 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 da. Pățac Veronica. Grițcu Teodora. Este doamna Teodora. Spiridon Vasile. Da, este aici. Spiridon Vasile. Da, te-o străgată, era absent, așa-i căzut. Anzioaie Elena. Spiridon Vasile. Spiridon Vasile. Da. Andriwaie Elena. Prezent. Prezent. Haideți. Mureanu Daniel. Mureanu Daniel, da? Am Petre Cristian. Drăgușanu Darius, cu doi sestri. Darius. Cuigăș. Bumbureanu Anca. Tofan Eugenia. Părcășel Ioan. Este? Irica Petru. Lebărdă Petrică. Apostol Constantin. Cine? Apostol Constantin. Neagu Daniel. Ferariu Vasile Corneliu. Prezent. Arhiv Doina. Da, prezent. Să trăiești. Să trăiești. Să Arhiv Ieșit. Vasilica Ioan. Mitrea Dănuț. Da. Țocu Angela. Ciurea Valentina. Ciurea Valentina? Da, da, da. Ieru Daniela. Da, da. Ieru Daniela. Da, da, da. Constantinescu, Constantin. Cârnu Virgil. Simionescu Ilie. Stanciu Nicolae. Luca Iliana. Așa, vrei să rămâi acolo? Argeșanu. Argeșanu. Străiești. Dar din dar să faci erai.
Argeșan. Bucătarul. Să vă tot cu bine. Micăilă Nicușor. Este? Da. Micăilă. Este? Nu. Nu. Jalbă Mihai. Jalbă Mihai. Sârbu Petronela. Sârbu. Crăciun Lucreția. Este Crăciun? Toader Doina. Hai, doamna Doina. Încerc, încerc, încerc. Buză Viorica. Buză? Să trăiești, dar nu am. Cine? Buză Viorica, domnul. Hai. Să trăiești, dar doar Veșelena. Todiraș cu Livia. Este? Nechita Elisabeta. Da? Broșteanu Maria. Este, este. Popa Natalia. Controlorul Mariana. Vasilache Denisa. Denisia. Vasilache, da? Da, Stoica Dumitrița. Unde? Da, nu. Niță Maria. Da, că știu. Rapid, nu vorbesc despre ce facem aici. Moisei Dorina. Cine sunteți? Moisei? Iacob Maria. Nu ești, nu? Mineață Aglaia. E Remus aici. Remus, Mineață. Mineață Aglaia. Remus, unde? Remus. Remus, hai. E tot mama lui. Așa. Da, mi-am da? Le luăm la cei care n-au fost. Le luăm. Poate vin toți aici, dacă sunt afară. Mai suntem, bun? Nu. Bun. Sescu Cristina. Vine acolo. Mai trebuie așa, vine, da? Da. Bun. Vă rog un pic. Călin Constantin. Călin Constantin. Asaptei Dănuț. Hai, zi-a. Dogarul Viorbiță. Este? Nu. Vieru Elena. Vieru. Lumbu Răzvan. Răzvan. Dar să vină Elena înăuntru dacă mai sunt afară. Dima Doru. Leon Telenuța. Este? Da, Leon. Barcan Maria. Barcan Maria. Era afară? Este? Este la urmă, da, la fine. Da? Dar poate un pic să iei nouă dacă mai sunt afară. Nu stați acolo. Ardeleanu Elena. Ardeleanu. Ardeleanu. Aici, aici. Leo, zi un pic să iei. Nu, dar e din la spital. Așa, am înțeles. Așa, da. Ardeleanu Elena, da? Voi? Doamne ajută! Ciobanul Ioan! Hai să-i lăsați! Este Ciobanul Ioan? Este! Bun, nu se vin, da? Da, Sescu. Sescu, despre... Un pic, Ciobanul Ioan, mă? Nu, 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 Sescu. Mai sus. Și Ciobanul Ioan... De aici? De aici. Ciobanul Ioan? Nu, e Ciobanul Ioan. Eu nu știu, da. Am fost un problemă. Ciobanul Ioan? Nu. Căldăraru Silviu? Nu. Chiriac Angela? Nu. Apostol Constantin? Unde? Neamu Daniel?
Vasilica Ioan? Ești Vasilica. Da. Socu Angela? Da, eu. Mihăilă Nicușor? Nu. Crăciun Lucreția? Nu. Bună ziua tuturor! Ne aflăm în săptămâna mare, în săptămâna patimilor, în săptămâna încercărilor, în săptămâna a toleranței, a compasiunii, a, dacă vreți, evaluărilor activităților noastre, a celorlalți, a căuta punți de legătură, a rezolva probleme, astfel încât să intrăm cu sufletul liniștit în Sfânta Sărbătoare a Paștelui. Și ca în fiecare joi mare, fie că e joia dinaintea de sărbătoarea de Paște sau joia dinaintea de sărbătoarea Crăciunului, încercăm să aducem un pic de lumină, de pace, de liniște, de bucurie în ochii celor care, așa cum frumos spunea poetul, sunt mai triști ca noi. Adică celor care, datorită unor situații materiale, nu își permit întotdeauna anumite lucruri pe care, la care visează, dar pe care nu le pot vedea și practic pe masă. Încercăm noi, echipa Partidului Național Liberal din Roman, să facem acest lucru intrat în tradiție, deja după 9 ani. Astăzi am dat peste 100 de pachete oamenilor din toate zonele municipiului Roman, oameni cu mulți copii, femei singure cu copii, oameni bolnavi cu boli cronice, oameni care, dintr-un motiv sau altul, trăiesc în singurătate și în tristețe, oameni pe care, și acest lucru cred că este cel mai trist, pe care copiii i-au uitat. Și atunci încercăm noi să venim, deși, să știți, nu o spun neapărat din filosofia unui părinte, o spun din sentimentele, dar și din gândirea multora din cei care au trecut prin astfel de trăiri. Cea mai mare bătaie pe care o poate lua un părinte e bătaie de la copilul său. Și bineînțeles, nu mă refer la bătaia fizică. Mă refer la cea care provine din atitudine, din nerecunoștință, cea care provine din uitare, din nepăsare. Aceea este durerea cea mai mare. Încercăm puțin, cât putem, să atenuăm din această durere și ne dorim astfel să primim Paștele și prin această danie pe care noi, echipa Partidului Național Liberal Roman, o facem astăzi, mai împăcați cu noi, pentru că frumos spunea Iisus, atunci când ați dat ceea ce avea nevoie unui necăjit, de fapt mie mi-ați dat. Și când l-ați refuzat sau l-ați repezit, pe mine m-ați alungat. Noi încercăm cât putem să ne apropiem mai mult de Iisus, conștienți fiind că fiecare dintre noi avem și punctele noastre negative și greșelile noastre, dar căutăm să ne împăcăm cu sfințenia prin, dacă vreți, o atitudine pro domo și pro homo, adică și pentru Dumnezeu și pentru om. Așa încât astăzi am reușit să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus. Urăm pe această cale tuturor romașcanilor la mulți ani, sănătate, bucurie, un Paște fericit, o primire frumoasă într-un suflet cald și luminos a lui Iisus, pe care ne-l dorim fiecare în casele noastre, în mijlocul nostru, a familiilor, a prietenilor, a echipelor, pentru că doar așa vom putea fi de la etapă la etapă mai buni, mai înțelegători, mai aproape de toți cei care au nevoie, de toți cei care se uită de multe ori triști și nu îndrăznesc să ceară, la toți cei care au o anumită suferință sau o traumă. Astăzi am fost cu gândul către ei, în Joia Mare, și mulțumim lui Dumnezeu că am putut să facem acest lucru. Tuturor le urăm, Hristos a înviat, primiți-L pe Hristos cum se cuvine. Vă mulțumim și Paște fericit! Cum au fost selecționați cei 100 de beneficiari? Cred că au fost în jur de 120 de pachete din toate cartierele municipiului Roman. Echipa de consilieri, pe care îi vedeți aici alături, s-a implicat activ împreună cu domnul primar, cu doamna viceprimar. Am analizat și am verificat oameni pe care nu i-am mai văzut niciodată. Astăzi, mai bine din jumătate din oameni nu i-am mai văzut venind aici la noi pentru a primi ceva de sărbători. Oameni care sunt necăjiți, oameni cu mulți copii, în primul rând. Am căutat să fim aproape față de părinții
cu mulți copii care sunt necăjiți și care nu au ce pune pe masă sau au prea puțin de pus pe masă de aceste sărbători. Și atunci am vrut un pic de lumină să le aducem și lor. Apoi cei cu boli cronice, cei care se află în imposibilitatea achiziționării unor bunuri, unor bunătăți, unor alimente, pentru că dau foarte mulți bani pe medicamente, acelor care au rămas singuri, dintr-un motiv sau altul, prin decesul partenerului sau prin plecarea partenerului în străinătate, o parte din cei care au venit astăzi și au partenerii în străinătate, să știți că au fost și uitați de partenerii din străinătate, am căutat, v-am spus, să-i aducem pe cei mai triști, pe cei mai neîncărcați de energia pozitivă a vieții, pe cei care au nevoie de compasiune și au nevoie înainte de sărbători, pe lângă o vorbă bună și de o faptă curată, cinstită, care să plece din mijlocul unei echipe care și-a dorit să facă cu adevărat un astfel de lucru. Nu într-o activitate populistă, ci într-o activitate, dacă vreți, socială pentru acești oameni aflați la periferia societății din punct de vedere a situației materiale. Poate că mulți dintre ei au valori umane mai ridicate ca altora care au mult de pus pe masă, la care poate se rupe masa cât au de pus, dar care prin interior au zgăunoși. Ei, am văzut oameni care îs plini de frumusețe sufletească și de lumină și atunci trebuia și lor cineva să se gândească și către ei. Vreo conotație electorală, ținând cont că ne aflăm în precampanie? Păi dacă dumneavoastră credeți acest lucru, puteți să-l spuneți. Noi știm că de 9 ani am făcut la fiecare Paște și la fiecare Crăciun și am știut că au fost ani când n-a fost campanie electorală. Iar deocamdată nu se știe dacă este campanie electorală. După cum știți, guvernul, ședința de guvern nu a dat nicio ordonanță privind anunțarea alegerilor. Ceea ce s-ar putea să ducă la o decalare datorită faptului că trebuie satisfăcuți niște termeni, drept pentru care chiar nu ne-am gândit. Și chiar mă deranjează, doamna Floră, că ați spus întrebarea asta, că a început să mă lumineze sufletul și mi-a spus deja o pată întunecată pe el, da. Așa e obicei. Da. Așa cum spunea și domnul deputat, este o activitate pe care o facem de mulți ani împreună. Ne bucurăm că împreună cu colegii noștri am reușit să oferim această bucurie și o masă mai îmbelșugată romașcanilor aflați în nevoie. Vom fi întotdeauna alături de ei și indiferent că vorbim de campanii sau de necampanii sau de alegeri, noi vom repeta aceste acțiuni pentru că sunt acțiuni umane până la urmă, sunt gesturi pe care le-am făcut întotdeauna și care și pe noi ne încarcă pozitiv știind că am putut contribui la o masă mai îmbelșugată pentru cei aflați în nevoie. Vreau și eu să le transmit romașcanilor multă sănătate, sărbători în liniște alături de cei dragi, un Paște fericit și să ne vedem cu bine după aceste sărbători.